Totdeauna pregătit să salveze vieți, Serviciul Județean de Ambulanță Dâmbovița a testat gratuit glicemia și tensiunea cetățenilor. O meserie în slujba vieții. Uneori lucrează 24 de ore, uneori fără pauză de masă. Urmează o zi liberă, apoi o vor lua de la capăt. Le cerem ajutor în caz de accidente rutiere sau incendii, dar și pentru cazuri banale. Sunt disponibili 24 de ore din 24 și intervin de fiecare dată când viața oamenilor este în pericol. Vorbim despre angajații Serviciului Județean de Ambulanță Dâmbovița, a căror muncă presupune pricepere, rapiditate și perseverență, iar scopul lor este comun, să salveze vieți. Însă, fiecare dintre ei are o responsabilitate. Primul care interacționează cu pacientul este dispecerul. Răspunde la telefon, poartă un dialog, el și apoi decide ce specialist va merge la solicitare. Orice echipaj al ambulanței, după ce primește informațiile despre caz, are la dispoziție mai puțin de 2 minute să plece la solicitare, căci viața unui pacient nu așteaptă. Pleacă de acasă în gardă 12 ore și este o lege a hazardului, de la momente de panică și tristețe nesfârșită, când asistă la un stop cardiorespirator la un om implicat într-un accident de circulație, până la momente de duioșie și fericire, când ține în brațe un nou născut care nu a mai așteptat ca mama lui să ajungă la spital. Între aceste granițe își duc viața ambulanțierii, asistenții și medicii de la Serviciul Județean de Ambulanță Dâmbovița. Pentru a-i face pe cetățeni să înțeleagă cu adevărat care este rolul Serviciului Județean de Ambulanță Dâmbovița, luni 23 decembrie, între ele 11 și 13, 4 autospeciale ale ambulanței Dâmbovița au fost prezente pe platoul prefecturii, unde personalul specializat a testat gratuit glicemia și tensiunea arterială tuturor cetățenilor interesați. Foarte sunt mai curajos să ne bărbați. Și foarte mă bucur. Asta mă bucur. Așa aici. Iau Serviciul de Ambulanță Dâmbovița organizează o acțiune de promovare a serviciilor și a complexității acestora și ne dorim ca în preajma sărbătorilor de iarnă să fim alături de locuitorii dâmbovițeni. Le urăm pe această cale multă sănătate și la mulți ani și ne dorim ca apelul dumnealor să fie în caz de necesitate și ne propunem semestrial să facem această acțiune. Oamenii au fost foarte încântați de activitatea inițiată de Serviciul Județean de Ambulanță Dâmbovița. Este o foarte bine acțiunea asta care a început-o și ar fi mai bine să fie mai des. Ce să mai vă zic? Ați venit să vă luați tensiunea? Da, am venit să-mi iau tensiunea și glicemia, dar am mâncat, dar la glicemie nu mai se poate. Trebuie să nu mănânci dimineața. Au o misiune destul de grea zi de zi, să salveze vieți omenești. Da, este o misiune foarte grea. Dar nu prea sunt lăsați în pace când sunt pe traseu. Nu se dă, șoferul nu vrea să, dar nu toți. Mai mult aia încăpățânați și aia mai mici, când aude, trebuie să dea un pic la o parte, să-i dea voie să treacă. Nimic. Credeți că nu sunt respectați în trafic? Nu sunt respectați. Mi se pare un lucru extraordinar. Sunt oameni care nu au posibilitatea să meargă să-și le facă și poate sunt interesați să afle ceva despre sănătate. Eu chiar mă bucur că am făcut lucrul ăsta. Care este starea? Ce v-au spus asistenții? Sunt bine, da, sunt bine. Puțin tensiunea ridicată, dar sunt ok. Este foarte frumos ceea ce fac și foarte bine și foarte greu. Nu toată lumea poate să facă ceea ce fac ei. Da, trebuie să fii puternic, să reziști la tensiunea care se creează în asemenea situații. Da, sunt oameni deosebiți. Zicarea care circulă la serviciile de ambulanță, medicina de urgență este un microb și cine se molipsește este condamnat pe viață.